Așa cum spune un vechi proverb, meseria este brățară de aur. Pe același principiu, elevii alături de profesorii de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu au prezentat importanța meserilor în evoluția societății moderne. La simpozionul județean organizat au participat atât elevi din clasele terminale, cât și reprezentanții ai mediului de afaceri și autorități locale. Toți au subliniat într-un fel sau altul importanța meseriilor din diferite domenii de activitate. Elevii de la Colegiul Național Economic Teodor Costescu au sărbătorit Ziua Meseriilor prin prezentarea importanței cunoașterii unei îndeletniciri în societatea modernă. Alături de cadrele didactice, aceștia au argumentat de ce este important să cunoști o meserie și cum liceul în care aceștia studiază oferă o astfel de oportunitate. Activitatea de astăzi este îndrumată special pentru elevii de clasa a 8-a, pentru a-i ajuta să-și aleagă mai ușor profilul pe care vor să-l urmeze după examenul de capacitate. O să fie prezentări legate despre liceul nostru, despre activitățile pe care le desfășurăm în fiecare lună. Pentru mine, liceul Învățământul Tehnologic a fost o adevărată provocare, ce cred eu că am dus-o la bun sfârșit. Pe mine, Colegiul Național Economic m-a ajutat foarte mult în gestionarea emoțiilor, mi-a dezvoltat abilitățile, competențele de fapt în IT, și m-a dezvoltat foarte mult pe plan profesional și personal. Scopul activității este să marcăm Ziua Națională a Meseriilor și o marcăm printr-un simpozion județean aflat la prima ediție, Tendințe și provocări în învățământul tehnologic, astfel încât să prezentăm problemele reale cu care se confruntă elevii în stabilirea traseului lor profesional. În acest sens, am făcut un parteneriat cu Liceul Teoretic Șerban Cioculescu și cu o școală generală, școala gimnazială numărul 14. La simpozion au fost invitați și reprezentanții inspectoratului școlar, dar și cei care se ocupă de gestionarea forței de muncă din județ. Învățând copiii o meserie, este un lucru foarte util societății. Atât liceele tehnologice, cât și profilele unde au profesională, formează oameni care intră în câmpul muncii și ajută la creșterea societății. Așa cum am spus și în scurta mea intervenție, un tâmplar bun, un electrician bun, are un viitor asigurat atât pentru el cât și pentru familia lui. România și Severinul au nevoie și de zugrav bun, și de strungari buni, și de electricieni buni, care în momentul în care sunt calificați, primesc și niște salarii foarte bune. După cum știm cu toții, piața forței de muncă, din păcate, duce lipsă de astfel de specialiști, de astfel de profesioniști, să spunem. E, asta este treaba noastră, a Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă, a Centrului Județean de Formare Profesională a Adulților și, de ce nu, o inițiativă foarte bună acestă simpozie a liceilor tehnologice pe care le avem în județul Mechelinți. Este treaba lor și rolul lor să fie adaptați la cerințele pieței forței de muncă. Simpozionul județean a fost găzduit de Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mechelinți. Tot timpul am venit în sprijinul elevilor pentru a-i consilia mai departe de porțile liceului, pentru a-i pregăti pentru o meserie. Ei vin din Colegiul Economic cu o meserie, dar acum știm cu toții că nu toată lumea poate fi economist, nu toată lumea poate fi contabil și dincolo de aceste ramuri ale liceului, liceul are serviciu de alimentație publică și turism. Colaborarea este veche, așa cum v-am spus, și suntem deschiși oricărui colegiu tehnic din județul Mehedinți pentru a le demonstra copiilor, viitorilor adulți, că meseria se învață și meseria este o artă. La activitățile organizate cu prilejul Zilei Meseriilor au fost prezenți peste 30 de elevi de gimnaziu, dar și de liceu, alături de profesori și diriginți.